Ce ar trebui să faci ca să ajungi printre cei mai bogați oameni din lume? Păi, ca să ajungi ca ei, mai întâi trebuie să știi care sunt sectoarele în care ei activează, astfel încât să poți să mergi și tu în aceeași direcție. Și în videoul de astăzi vom vedea foarte clar care sunt sectoarele în care sunt cei mai bogați oameni din lume și să vedem dacă și noi putem să facem același lucru ca și ei. Te salut, Cristian Târboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare și stând pe internet am descoperit această poză. În această poză Spune în felul următor: că cei mai bogați oameni din lume sunt 49% antreprenori, 36% investitori, 10% sportivi, 5% artiști și 0% angajați. În momentul în care am văzut această poză, mi-a pus întrebarea: mă, oare este adevărată această poză? De unde au luat informațiile? Și am început să fac cercetări. Se pare că acest studiu este absolut real, 100%, și este un studiu făcut de Bloomberg Billionaire Index. Acest Bloomberg este o companie americană, se ocupă ca această zonă de economie și statistică. Doar că, în momentul de față, întrebarea ar trebui să fie în felul următor. Mă, dar de ce antreprenorii sunt cei mai bogați oameni din lume? Ce face pe ei special? Care sunt caracteristicile care ajută pe ei să fie cei mai bogați oameni din lume? De ce sunt ei în punctul acesta? De ce aproape jumătate dintre cei mai bogați oameni din lume sunt antreprenori? Păi, haide să luăm lucrurile logic și să le luăm pas cu pas. În momentul în care te gândești că antreprenorii sunt într-adevăr cei mai bogați oameni din lume, trebuie să o luăm în calcul și pe ceilalți. Și haideți să pornim de la angajați. Angajatul, unde lucrează el? Păi el lucrează la un antreprenor, la o companie, la o firmă. Toate companiile din această lume au în spate antreprenori, fără excepții. Antreprenorii plătesc angajații. Doar că plătesc angajații pentru a primi cunoștințele și abilitățile pe care le are acest angajat, și angajatul primește înapoi bani. Doar că sumele de bani pe care le primește angajatul de obicei sunt fixe și foarte puțin influențate de inflație. Adică, angajații nu au măriri salariale foarte mari de la o perioadă la alta. Pe noi ce ne interesează mai degrabă este să vedem sumele variabile și direct influențate de inflație, adică creșterile exponențiale. Și în momentul în care discutăm despre angajați, ei primesc salariul lunar. Asta primesc. Vor primi bonusuri, poate vor primi, poate nu vor primi. Vor primi bonusuri doar la cei angajați extraordinari. În speță, foarte rar se primește bonus în condițiile în care ești angajat. Da? Deci, angajatul primește salariul lunar, salariul lunar cade, poate să crească sau să scadă, doar că de foarte puține ori va crește mai mult decât valoarea inflației. Tocmai din această cauză, angajații nu au nicio șansă să bată inflația și să devină printre cei mai bogați oameni din lume. Este asemănător și cu artiștii? Da. Adică antreprenorii plătesc artiștii, plătesc și sportivii prin sponsorizări, doar că din nou cu sume destul de fixe de-a lungul timpului. Singura variantă în care ai putea să primești mai mulți bani este dacă ești investitor. Cum primești mai mulți bani de la antreprenor dacă ești investitor? Păi, cu ajutorul dividendelor, sau prin aprecierea activului în sine. Prin dezvoltarea companiei se apreciază compania, deci crește prețul pe acțiuni. Asta înseamnă că nu mai ești influențat de inflație. Și în momentul în care nu mai ești influențat de inflație, un investitor participă direct la creșterea companiei unde antreprenorul activează. Pe cealaltă parte, angajatul are nevoie de produse și servicii pe care de unde le cumpără? Păi de la antreprenor. Produsele și serviciile își cresc prețurile în fiecare an, cel puțin cu valoarea inflației, în timp ce salariul angajatului nu prea. Și atunci, antreprenorul profită de pe urma angajatului în mod direct, de pe urma produselor și serviciilor pe care le vinde. Dar și artistul va cumpăra produse și servicii, și sportivul va cumpăra produse și servicii, care, din nou, produse și servicii care au prețuri în creștere, cel puțin egale cu valoarea inflației. Investitorul va cumpăra și el produse și servicii? Da, va cumpăra produse și servicii, doar că investitorul preferă să cumpere o bucată mai mare din companie decât să cumpere produse și servicii. Și din cauza aceasta, în momentul ăsta, poți observa că se formează aici un cerc pe care ne-l dorim. Și anume, investitorii dau bani antreprenorilor să crească compania, antreprenorul crește compania, asta înseamnă că investitorul și a crescut valoarea investiției. Și este un cerc pe care ne-l dorim în momentul în care ne gândim să fim cei mai bogați oameni din lume. Și în momentul ăsta probabil o să spui, da mă Cristi, dar dacă ești antreprenor sau investitor îți asumi niște riscuri foarte mari. Și atunci haideți să vedem cine își asumă riscul cel mai mare dintre aceste cinci categorii de oameni. Și am pus aici o săgeată ca să descoperim riscul minim sau cel mai mic risc și riscul maxim. Și în momentul în care discutăm despre risc, pentru aceste categorii de oameni, cei mai mulți oameni o să spună că dacă ești angajat o să ai un risc mic și dacă ești un antreprenor o să ai un risc mare. Doar că dacă ești angajat, tu pentru cine lucrezi? Pentru antreprenor. Ok, minunat. Dacă antreprenorul are o companie care dă faliment, păi angajatul mai are unde să lucreze. <laughs> nu mai are unde să lucreze. Și atunci, în momentul în care angajatul este dat afară, nici antreprenorul nu mai face bani, nici angajatul nu mai face bani artiștii și sportivii să zicem că mai au o șansă de scăpare. Dar dacă sunt oamenii dați afară, angajații nu mai au bani, antreprenorii nu mai au bani, păi cine va mai da bani artiștilor, cine va mai da bani sportivilor? Nimeni. Și atunci și artiștii și sportivii vor avea același risc ca antreprenorii și ca angajații. Similar se întâmplă și cu investitorii. Adică și investitorii au același grad de risc ca antreprenorii, ca angajații, ca sportivii, ca artiștii. Asta înseamnă că, indiferent de categoria în care te afli astăzi, toate cele cinci categorii de persoane au același nivel de risc. Nu încerca să te păcălești că dacă ești angajat ai salariu sigur, că nu există așa ceva. Dacă compania va da faliment și angajatul va fi dat afară și nu o să mai aibă acel salariu sigur pe care se baza. Și o să trebuiască să pornească de la zero. Acum, un antreprenor poate să pornească o companie de mâine, pentru că deja are cunoștințele și abilitățile. Angajatul nu va putea să pornească un afară. O afacere de mâine. E mai complicat. Și atunci, dacă toate cele cinci categorii au același nivel de risc, de ce aș vrea eu să fiu angajat, de exemplu, în condițiile în care cei mai mulți bani se fac dacă ești antreprenor și dacă ești investitor și am același nivel de risc? Și în momentul acesta te întreb și pe tine: în care categorie te afli astăzi? Și în care categorie vrei să fii de mâine, pentru că este foarte important Și bineînțeles știu că o să fii tentat să spui că vrei să fii antreprenor Pentru că aici sunt cei mai mulți oameni bogați la nivel global Doar că apare o problemă Ca să devii antreprenor ai nevoie de experiență în trei domenii Care sunt aceste trei domenii? Păi, în primul rând trebuie să știi să dezvolți și să testezi produse și servicii În cazul în care până în momentul ăsta nu ai dezvoltat niciodată un produs Nu l-ai testat astfel încât să poți să-l livrezi către clienți nu să ai mult de muncă. Pe lângă dezvoltarea și testarea produsului, trebuie să știi să faci marketing, vânzări și suport pentru clienți. Mare atenție! În cazul în care crezi că doar dacă ai un produs minunat, oamenii vor veni să cumpere de la tine, nu este valabil. Oamenilor nu le pasă de produsul și serviciul tău. Produsul sau serviciul tău nu se va vinde singur. Ai nevoie de marketing, de vânzări și de suport pentru clienții care cumpără. Pe lângă asta, în momentul în care ai un business, trebuie să știi să-ți gestionezi personalul. Dacă până în momentul de față nu ai avut niciodată angajați, nu ai gestionat niciodată o echipă, nu știi care sunt direcțiile pe care ar trebui să le dai unei echipe, pe păi o să-ți fie destul de greu. Și bineînțeles o să spui, da, dar mi-angajezi oameni. Păi da, o să angajezi oameni, dar că trebuie să știi să-i gestionezi. Se poate să dezvolți o companie dacă ai lacune în anumite domenii. Da. Doar că nu poți să ai în toate lacune. Dacă ai în toate domeniile lacune, cu siguranță nu o să poți să dezvolți o companie. În cazul în care nu ai experiență în aceste domenii, singura variantă este să fii investitor. Adică să iei banii tăi, să-i dai unui antreprenor și să investească el pentru tine banii. Astfel încât tu să profiți de creșterea acelei companii. Ok. Și antreprenorul câștigă, că de asta sunt cei mai bogați oameni din lume. Doar că și tu câștigi de pe spatele lui. Ei doar rezultatele pe care el le are, fără să mai fi nevoit să ai experiența lui. Și în momentul ăsta, dacă te gândești, da, dar mai bine mă fac sportiv sau artist, că am văzut că ei sunt printre cei mai bogați oameni din lume și aș putea să fac bani interesanți. Păi, să știi că și sportivii și artiștii, probabil au observat că în momentul în care se lasă de sport sau se lasă de artă, sunt foarte mulți dintre ei care ajung mai săraci decât erau înainte. De ce? Pentru că nu știu ce să facă cu acei bani. În realitate, este simplu să cheltuiești bani, este mai complicat să îi gestionezi pe perioade lungi de timp. Tocmai din această cauză, artiștii și sportivii, după ce se retrag, mare parte dintre ei au nevoie să știe unde, cum și când să-și investească banii, astfel încât să nu ajungă să rămână săraci, la fel cum s-a întâmplat cu Mike Tyson sau cu alți sportivi la nivel global. Așadar, astăzi, dacă ești angajat, ce pot să-mi doresc pentru tine este. Să faci pasul către investitor sau, de ce nu, chiar către antreprenoriat, astfel încât să reușim împreună să ajungem printre cei mai bogați oameni din lume.